Și de asta am intrat în Uniunea Europeană, ca să jucăm după reguli, după regulile lor. Da, mie mi-e teamă noastre? Că o parte din politicieni au în gând ideea că am intrat să distrugem regulile, nu să jucăm după reguli. Să amintim să-i păcălim. Într-un carnaval europarlamentarii români, ca să zic așa, dumneavoastră în ce ați alege să vă îmbrăcați? Dacă ar exista un costum care să se numească regulă, eu în acela m-aș îmbrăca zi și noapte și pijama mi-aș face din cuvântul regulă. Pentru mine, regulile asigură previzibilitatea, nu omoară imaginația, dar asigură egalitatea noastră. Și credeți că există cu adevărat în România oameni incoruptibili? Pentru că e ca la lădițele cu mere, știți? Sunt câteva mere stricate și treptat. Le strică pe toate. Și probabil fiecare măr are un preț. V-ați gândit vreodată așa în nopțile de coșmar? De la ce sumă în sus? Nu. La mine? Da. Nu. Niciodată. Am avut se spune că fiecare om are un preț. Nu m-am gândit niciodată la asta și consider că n-am un preț.